Bună, sunt Deana Guja, editorialista Agora.md. Am revenit recent din vacanță și am adus o temă de discuții pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Când nu mai suntem sătui doar cu pâinea noastră cea de toate zilele, cum restaurantele din vacanțele all-inclusive ne alterează simțul realității. Așa cum vă spuneam, zilele trecute am revenit din vacanța la mare în formulă all-inclusive în Turcia și mă bântuie un tablou. Farfurii pline cu mâncare, în care s-a purtat haotic furculița, lăsate pe masă de clienții pentru care nu există nicio limită, atât timp cât au plătit un sejur la un hotel all-inclusive. Dacă ați fost cel puțin o dată într-o vacanță de acest tip, cred că ați văzut scena. Oameni care iau din toate felurile de mâncare, construit în farfurii, cetăți din cartofi pai, paste, mezeluri, brânză, dulciuri și tot ce oferă un hotel de 3 ori pe zi, 7 zile. Apoi, cu siguranță, ați văzut și ospătarii care trec cu căruțele lor pentru veselă, de care sunt atașate coșuri de plastic pentru resturi, făcând mișcări ajunse deja la automatism, să ia farfuria de pe masă, să o golească în coș, 10 de kilograme de resturi. De 3 ori pe zi, din aprilie până în octombrie, în cel mai bun caz, în cel mai rău, anul împrejur în emisferele mai sudice. Risipa alimentară este una din marile probleme ale industriei ospitalității. Se estimează că în Europa un utilizator mediu al serviciilor de ospitalitate produce zilnic 1 kg de deșeuri. Astfel, în 2010, industria ospitalității din UE a produs peste 12 milioane de tone de deșeuri alimentare. Ce îi face pe oameni să ia mai mult decât pot duce literalmente și ulterior mânca? Faptul că au plătit și au dreptul. Când vacanța la un hotel all-inclusive este evenimentul anului pentru care ai strâns bănuți cu bănuți lună de lună, vrei să profiți din plin. Nimeni și nimic nu te poate opri din revendicarea acestui drept la o bucățică de viață îndestulată, la acest surogat dulce al unei existențe de lux, măcar și pentru câteva zile pe an. În plus, e și o conspirație la mijloc. Ori restaurantele de tip bufet, după cum arată studiile, predispun clienții să mănânce și să bea mai mult în comparație cu restaurantele à la carte. La baza acestei aparente nesațietăți stă banala natură umană, care, în pofida progresului pe care l-a adus tot omul, n-a evoluat. Frica de a rămâne fără depozite de nutrienți pentru timpuri dificile, care pot începe oricând, ne face să mâncăm peste măsură de fiecare dată când avem în față cantități mari de mâncare, ignorând faptul că suntem deja sătui. Ironia însă e, cu cât mai mult ne vom umple farfuriile fără măsură, cu atât riscul unei catastrofe alimentare e mai aproape. Dar acest scut psihologic în fața foamei vine cu un preț. Un preț care, an de an, devine tot mai ridicat pentru omenirea, inclusiv pentru cei care, în vecii vecilor, nu-și vor permite o vacanță de acest tip. Risipa alimentară provoacă inechitate socială, poluează mediul, deteriorează echilibrul ecologic, declanșează schimbări climatice și pierderi economice. De asemenea, deșeurile rezultate din risipa alimentară duc la perturbări grave ale mediului, cum ar fi formarea de gaze cu efect de seră care provoacă schimbări climatice, degradarea terenurilor și poluarea apelor. Pentru ca cei câțiva să-și trăiască iluzia bunăstării la maxim, câteva miliarde de oameni plătesc nota. Azi, mâine și mulți ani înainte. Pentru unii, această notă înseamnă foame. Și iarăși, cât de ironic, nu? La nivel global, sunt produse suficiente alimentare pentru a hrăni 7,2 miliarde de oameni. Cu toate acestea, o treime din alimentele produse sunt risipite în fiecare an, iar unii oameni îndură foame. Probabil apocalipsa va arăta ca un restaurant imens unde farfuriile sunt pline doldura, dar nimeni nu poate mânca din ele. Pentru mai multe editoriale, accesați agora.md și desigur canalul nostru pe YouTube. Și nu uitați să dați like la pagina noastră pe Instagram, la pagina noastră pe Facebook, să ne urmăriți pe Telegram pentru știri scurte și la minut și ne va face mare plăcere dacă veți lua un abonament Agora.
Ne vedem data viitoare cu un nou editorial. Pa!